Mă, Iancu, tu ce crezi? Că vrea să iasă, a vrut să iasă el bine și voi restul rău? Nu cred, așa, așa este, nu că cred eu. Nu pot să cred că tu ești prieten cu el și ar fi vrut să facă așa rău intenționat. Pentru ce? Ce are de câștigat? Toate-i scopul să facă no. Biel show pe spate. Nu, no. Nu o făceam asta. Bravo lui. Nu. O fost șmecherică, ai asta pot să zic și eu. Asta pot să zic și eu de ei că mi-au distrus camera și că au vrut să facă rău. Eu știu, mă, de ce e conflictul ăsta între ele două. Dar nu pot să au avut ceva boptele ca în copilul? Da, o plăcea. O plăcea. Eu știu. Bianca, ascultă-mă bine să lămurim o chestie. Dacă eu am venit, m-am uitat fix la tine să văd cum te uiți la mine. Tu te-ai uitat așa, ca și cum ar fi o frunză, ceva, o pernă, nimic mai mult. Nu, dar dacă vedeai ceva, că dădeam semne, dacă probabil. Vedeam când dădeai un cel mai mic semn, da. Da. Nu zic că nu mă băgam, pe bune, mă băgam. La voi cred că nu s-a încheiat ceva de tot discutați de subiectul ăsta în continuu. Îi afectează adevărul. Ce-a spart acolo, mă? I-a căzut creierul. Auzi, Filip, i-a căzut creierul? Filip, ia stai să spun, musculiță un pic ceva. I-a căzut creierul, dar știi ce? Tu nici măcar nu-l ai. Creierul tău e cât popul de fasole. Cât popul de fasole. Nu vă e rușine? Casa asta se numește Casa Puterea Dragostei. Filip? Da, doamne. Frumos. Da. Vă comportați ca niște oameni normali. Sunteți la televizor. Voi credeți că el a vrut să vă facă rău. Eu, pur și simplu, cred că s-a distrat. Păi voi nici nu meritați, măi. Voi acolo a stat în lux. Având în vedere faptul că era camera ta, tu vei plăti tot ceea ce s-a distrus în acea cameră. Ok. Pa, pa, la revedere. Am plecat. Unde era Iancu dacă ți-a strâns Husein în bagajul? Asta ce înseamnă? Că v-ați mutat aici! Pentru ultima dată, și nu glumesc, mai primiți o șansă.